nu avem voie să construim biserici românești, la atâta mare număr de români, avem deocamdată numai două biserici construite cu multe necazuri și multe probleme, iar nerecunoscute de statul sârb și nu avem nici o oră în limba maternă. Dacă trăim în secolul 21, într-o țară democratică, țara noastră Serbia, cărui cetățeni suntem loiali, și nu avem voie la biserica neamului, nu avem voie la limba maternă în școală, nu știu despre care alte drepturi putem vorbi. Iar partea sârbă și în zilele cea mai în plus, astăzi suntem foarte atacați în Serbia, de presa Serbiei și la televiziuni, se vorbește despre aia că președintele Serbiei, domnul Boris Tadić, vorbește că este vorba de vlahii care nu sunt români și sunt că înțeleg că vlah este ceva alt, separat decât român și că el nu le poate impune să se declare ca români. Noi nu vorbim despre aia, știa că fiecare are voie să se declare sau nu, ori să se simtă sau nu român. Noi vorbim despre aia care vor și cerem drepturi pentru aia care vor să aibă slujba în limba maternă și predarea la școală în limba maternă. Iar asta ce face țara mama noastră România, acum ne susține, nu este împiedicarea Serbiei a intra în Uniunea Europeană, ci este cerere din partea României ca Serbia să-și respecte proprie legii și Constituția. Adică, Alexandru, explicați-ne, pentru că aici la București nu avem dimensiunea fenomenului care se întâmplă. De ce în Voievodina românii sunt tratați mult mai bine decât în Valea Timocului? Ce face diferența? În Voievodina românii au moștenit drepturi pentru că ei trăiau în Imperiul Austro-Ungar, iar noi trăiam în Imperiul Otoman. Să mai place încă ce vă spune, în România, în Banatul Sârbesc, în Voievodina, sunt aproximativ 35.000 de români, iar în Valea Timocului sau Serbia de Nord-Est sunt aproximativ 350.000 de români. Poate că și numărul vorbește și ăla. Da, vă mulțumesc, părinte Alexandru. Aș vrea pe domnul Zavi și ajur să-l întreb ceva. Au existat tot felul de abuzuri, domnule George. Au existat niște lideri ai comunității românilor de acolo atacați, casele au fost atacate, au fost împușcați. De când s-au intensificat aceste acțiuni împotriva românilor? Aveți știință? Da, când e vorba de românii așa numiți în limba sârbă vlahii din Valea Timocului, asimilarea lor durează aproape 170-180 de ani. Prin istoria noastră știm că am avut o slujbă în biserici în limba maternă, adică în limba română, care le-a preluat Biserica Ortodoxă Sârbă și așa mai departe. Știți în ce vremuri am trăit, oricum, pe vremea comuniștilor și n-am putut să vorbim despre niște drepturi și despre organizarea românilor. Atunci când ultimii 15-20 de ani am început să ne organizăm și mai mult în ultimii 10 ani după, așa să zic, în ghilimele, democrație în Serbia, atunci a început și problema noastră, pentru că țara în care trăim, țara Serbia, în loc să ne creeze atmosfera unde am putea să ne păstrăm. Domnul Javișa, ultima întrebare. Bun, să presupunem că până mâine serbii vor semna acest protocol de respectare a minorității române de acolo. Dar ce garanție aveți noastră care trăiți lângă serbii, cunoașteți, le știți mentalitatea, ce garanție aveți că acest protocol va fi respectat în viața reală și că nu, eu știu, va porni prigoana și mai mult? Da, când ziceți sârbii, eu fac foarte mare diferență între poporul sârb și conducerea de la Belgrad. Când e vorba de poporul sârb, noi nu avem nicio problemă, ne înțelegem foarte bine, iar Belgradul întotdeauna încearcă să încalce dreptul românilor. Acum și aseară în declarația sa, președinte Tadić a zis că, mă rog, noi știm că este vlah care nu se consideră români. Noi vreau să vorbim despre aia români care știu ce sunt și vreau să fie aia ce a fost strămoșilor. Eu cred că România, ca membra Uniunii Europene și alte
prin relații cu alte state europene poate să ajungă la un protocol bun pus la punct care va ajuta comunitatea noastră în viitor să ajungă la niște niveluri de, când e vorba de păstrarea limbii, cultura, limba în biserică, în mass media și așa mai departe.